mulțumesc tare mult și că reușit să adunați număr cât mai mare în fiecare an, reușit să faceți ceva, ne bucurăm că ne aflăm aici și mulțumim tare mult de invitație și sperăm să ne distrăm ca în fiecare an la Trifești. Mulțumesc! Am să o las pe Ioana, înainte de toate, să prezinte invitații noștri, după care mai vedeți de totul. Invitații din această după-amiază, am să-i rog să vin aici prin partea dreapta mea sau prin partea stânga a scenei, că e mai ușor de urcat. Este vorba despre domnul Bulgaru Liviu, consilier județean, eu îl văd deja acolo. Vă așteptăm aici pe scenă, vă rog. Bună ziua, bine ați venit! Doamna Maria Cabalău, președinte Organizația Județeană de Femei a PNL Iași. Bună ziua, bine ați venit la Trifești. Domnul, haideți doamna Magdalena. Bună ziua, bine ați venit. Domnul Vasile Țimpău, președintele organizației Ion Neculce, primarul din Țigănaș. Domnul Zanisicu Constantin, primarul de la Probota, îl așteptăm și pe dumnealui aici. Bună ziua și bine ați venit! Domnul primar, alături de noi, aceștia sunt invitații, domnul Romeo Vatră, îl așteptăm și pe dumnealui, consilier județean, și domnul Iordache Popa. Haideți, domnul Iordache, l-ați scăpat. Ați vrut? Invităm pe toți aici. Bună ziua, bine ați venit! Tradiții, obiceiuri românești aici, la Trifești. Felicitări, domnul primar, bine zis! Acum, dacă suntem în formulă completă, vă invităm să deschideți această zi, 21 iulie. Bine ați venit la sărbătoarea Comunei Trifești, sau mai bine zis, bine ne-am reîntâlnit, că suntem deja la a șaptea ediție și cred că este pentru noi toți un moment de mare bucurie. Dați-mi voie ca în numele dumneavoastră și al meu și al Consiliului Local să salut prezența distinșilor noștri invitați, să le adresăm bun venit, să le mulțumim că au ales să fie astăzi împreună cu noi. Cu această ocazie vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, cetățenii ai Comunei Trifești, celor care vă implicați în activitățile gospodărești și ale comunității noastre. În această zi frumoasă, foarte importantă pentru comuna noastră, împreună cu echipa mea, cu aparatul de lucru al primarului și membrii Consiliului Local, îmi doresc să pot să duc la bun sfârșit proiectele pe care le-am început și care sunt în diferite faze de execuție. Proiecte foarte importante, de altfel, pentru comunitatea noastră. Pun împreună cu echipa mea, pentru că singur nu pot să realizez nimic. Nimeni nu poate să facă ceva singur. Cred în tinerii care aleg să-și facă aici o familie, să-și întâlneze o familie și să-și facă o casă. Cred în oamenii gospodari ai acestei comune, dar mai mult decât atât, cred în ceea ce putem face împreună. Cred în lucru în echipă. Anul acesta, în cadrul evenimentului dedicat Zilei Comunei Trifești, avem pregătit un program special pentru a, ca distracție și voia bună, să vă însoțească pe tot parcursul acestei zile. Mulțumesc încă o dată echipei care s-au ocupat de organizarea evenimentului, colaboratorilor și sponsorilor noștri, și am să vă rog să-mi dați voie să incitez aici pe sponsorii noștri. Este vorba de domnul Nicolae Burcuș, de domnul inginer Vasile Lugu, domnul Gheorghe Tăbol și domnul Zaharie Xenopol. Ei au contribuit cu diverse sume și produse pentru ca această zi să fie posibil. Vă doresc tuturor să aveți numai bine,
Vă doresc multă sănătate și vă doresc să vă distrați. Să ne distrăm împreună, pentru că este ziua comunei noastre și merită, sau merităm asta. Vă mulțumesc tuturor! Sărut mâna, bine v-am găsit! Vreau să vă transmit din partea președintelui organizației noastre, Partidul Național Liberal, domnul Costel Alexe, urări de cele mai bune felicitări și vă doresc în continuare petrecere plăcută. Mulțumim tare mult! Bună ziua, bine v-am regăsit, domnule primar, distinși invitați. Două vorbe de suflet pentru satul Tripești. Aș avea prima vorbă legată de prietenia cu domnul primar al dumneavoastră, domnul Ivanucă, și știu că la astfel de evenimente se folosesc vorbe mari. Ei, de altă dată, vreau să vă spun că sunt mai legat decât știți curs dintre dumneavoastră de comuna Trivești, prin faptul că bunicii mei de pe mamă sunt din Trivești, au fost din Trivești. Cine sunt mai în vârstă știe desigur de familia Anton. Gheorghe Anton a fost primar liberal al comunei Trivești timp de 18 ani. Nu știu dumneavoastră dacă vedeți în ce se dezvoltă comunitatea dumneavoastră, dar să știți că noi cei din afară apreciem ritmul în care se dezvoltă comunitatea dumneavoastră, apreciem activitatea domnului primar. Uneori suntem un pic invidioși și aș spune să mai reducă un pic motoarele, să mai ajungem și noi. Dumneavoastră vă urez să aveți o zi de sărbătoare însărită, cu bucurii, cu realizări și să devenim cu drag și la anul în aceeași formulă. Bună ziua și mă bucur să mă aflu aici, alături de dumneavoastră, în acest ceas de sărbătoare. Iată că după ce vremea a fost atât de tumultoasă, atât de instabilă, astăzi de ziua comune avem parte de o căldură deosebită din partea gazelor și din partea vremii. Iată că acolo unde există oameni destoinici la conducerea comunelor și comunităților, acest lucru se vede și modul în care sunt organizate aceste sărbători. Vreau să-l felicit pe domnul primar, Ivanucă, vreau să felicit echipa pe care are domnul primar. Și mă bucur să mă aflu aici în urmă noastră, vă urez la mulți ani, multă sănătate și ne revedem cu dragul anul într-un nou moment de bucurie și sărbătoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt foarte satisfăcut pentru că această echipă a primăriei Trivești acordă o importanță deosebită educației. Anul trecut, primăria a premiat pe copiii cei mai buni. A premiat cadrele didactice cu rezultate deosebite. Din rezultatele de la evaluarea națională, am constatat că școala Trivești a obținut rezultate meritorii. Asta înseamnă că la Trivești se lucrează, că colegii mei se implică, este o colaborare deosebită între primar și școală. Au trecut vremurile când comuna Trivești era un exemplu negativ în ceea ce privește colaborarea dintre directorul școlii și primar. Așa că dați-mi voie să o felicit și pe doamna director Rază și pe domnul primar. Văd iarăși copii, cred că vom asista iar la un program deosebit. Anul trecut am avut și musafiri din Republica Moldova, ne amintesc. Și pe fondul acesta de voie bună vom gusta și cordonacul de la Trivești. Vă mulțumesc! Este o bucurie pentru mine să mă aflu astăzi aici, să reîntâlnesc oamenii dragi, să aflu despre rezultatele comunei Trivești,
O comună cu rezultate frumoase și cu proiecte de viitor. Nu rămâne decât să vă doresc succes în tot ceea ce faceți și să vă doresc o sărbătoare frumoasă pe măsura oamenilor din aceste locuri. Toate cele bune! Bună ziua, vă spun și eu, doamnelor, domnilor, dragi copii! Îngăduiți-mi în această zi de sărbătoare să vă adresez și eu un gând bun dumneavoastră tuturor locuitorilor comunei Crifești, dar mai ales aș vrea să-mi exprim un gând de recunoștință pentru domnul primar, pentru domnul viceprimar și pentru întreaga echipă a Partidului Național Liberal care administrează comuna Crifești. Cunoaștem proiectele, cunoaștem implicarea și dăruirea pe care colegii noștri au față de locuitorii comunei. Știm că împreună puteți construi mult, știm că împreună puteți face să aveți o viață cu adevărat frumoasă aici în comună. O zi specială și o sărbătoare reușită tuturor. La mulți ani!